Bună ziua, stimați chișinăuieni! Astăzi suntem într-un loc mai neobișnuit pentru briefing-uri de presă. Suntem în holul primăriei, în aripa clădirii în care sunt birourile și cabinetele conducerii primăriei, a primarului general, a viceprimarilor de ramură. De ce v-am invitat anume aici? Fiindcă anume aici au loc se desfășoare cele mai necreștine lucruri, pe care apoi sunt camuflate în unele foarte ortodoxe, familiste, ideale. Tocmai de ce v-am invitat anume aici. Aici se iau cele mai potrivite decizii pentru chișinăuieni și se dau indicații pentru defăimare și acuzații a oamenilor cinstiți. Sunt aici, anume aici, pe coridorul primăriei, unde sunt birourile primarului și a viceprimarilor de ramură, pentru că sunt victima acestor dezmățuri, tocmai de aceea v-am invitat aici. Eu am întocmit o cerere prealabilă înaintată către viceprimara doamna Irina Gutni ca să dezmintă informația esențialmente falsă și defăimătoare și acuzațiile răspândite prin conferința din presă din data de 26 iunie 2024 în adresa mea. De ce astăzi voi depune această cerere prealabilă? Voi înregistra în anticamera biroului viceprimarei de ramură Irina Gutnic și solicit ca să fie dezmințită informația. Și anume, în toate sursele media în care a fost publicate, preluate informațiile false și defăimătoare indicate în această cerere prealabilă, inclusiv pe paginile de Facebook a primarului general Ion Ceban, cât și pe pagina personală a viceprimarei de ramură Irina Gutnic, cu următorul text că dezminte informația spusă de către dumnei la data de 26 iunie 2024 pentru că nu corespunde adevărului și că Zinaida Popa, adică subsemnata eu, nu am participat în organele de conducere a Societății de Acțiuni Autocomtrans și nu am fost implicată în delapidarea bunurilor proprietate municipală. Totodată nu am făcut parte din organele. Exact așa cum au mințit aceste persoane atunci, exact așa o fac și acum și să răspundă în instanța de judecată. Așa cum prevede legislația în vigoare, mergem inițial cu cererea prealabilă, apoi o să vă aștept în instanța de judecată în condițiile în care nu veți dezminți acuzațiile false. După cum vedem. Să vadă conținutul integral al procesului verbal, ca să nu erosiți timpul în instanța de judecată, dar mai bine să vă preocupați de colectorul de pe teritoriul la Moldexpo care creează o bombă ecologică. De strada 31 august, care de mai bine de peste 2 ani, stă nereparată. Așa cum este guvernarea la nivel de țară, exact prin exemplu de pe strada 31 august, vedem ce avem noi în municipiul Chișinău. Nu ne-ați dat voie municipalității să finalizăm acel proiect, respectiv nici guvernarea din care faceți parte dumneavoastră nu se implică ca să oferim cetățenilor acces sau liberă circulație pe artera principală. Îmi dați timp. Cât timp aveți nevoie? De 5 minute ca să finalizați show-ul și eu să continui briefing-ul meu de presă? Okay. Îi oferim doamnei viceprimara Gutnic să finalizeze show-ul pe care dumneai l-a inițiat. Și așa cum am menționat, așa cum au fost acuzații și aceste persoane doar mint, o fac exact și acum. Poftim, finalizat show-ul, camera este a dumneavoastră, va aparține. Eu vă așteptam suficient de răbdare. Bună ziua, v-am salutat și nu mi-ați răspuns. Bună ziua, v-am... Poftim, iată, camera este acolo. Eu personal am venit cu adresare către dumneavoastră ca să ne stimăm, ca să avem o comunicare colegială. Doar am trecut pe alături și v-am salutat. Uitați-vă, m-am oprit aici, pentru că nu am primit niciun salut, măcar nu în verbal. Iată, vedeți cum se întâmplă lucrurile. Pur și simplu, iată, din păcate... Uitați-vă la camere, camera este acolo, nu la mine, către camera ați venit. Finalizat show-ul. Domnule, dar haideți să vă ne apucăm de lucruri, din păcate... Doar show-ul noi suntem într-o ședință și astăzi, iată, îmi văd colega pe acolo, pe
primăriei municipiului Chișinău, care mi-a pus cumva să se teme de lume politicoși și am întrebat. Probabil dumneiei are dreptate, dar dumneiei nu singură dată acest comportament îl manifestă în ședințele CMC. Este o conferință de presă și eu tot sunt într-o instituție publică și pot să merg pe acolo și să-mi salut colegi. Continuând așa, mari cetățeni, așa și ședințele CMC sunt întrerupte, pentru că nu poate fi votată pe ordine de zi subiecte importante. Totodată, colegii noștri din fracțiunea PAS a pus într-un mod foarte brutal, ironic și nici nu găsesc cuvântul potrivit, insultându-ne, etichetându-ne. Dar să știți că, da, dumneavoastră zâmbiți, sunt și proprii, ședințele sunt publice și putem să venim cu o reacție. Eu încerc să răspund la toți participanții, este aici reprezentantul PAS. Să știți că noi suntem în activități. Activitățile presupune și reacții teren și consultarea tuturor cetățenilor, locatarilor din municipiul Chișinău. Și suntem la fața locului și la interpelările dumneavoastră pentru a răspunde la datele. Colegii dumneavoastră fac show și îi dau voie să finalizeze și apoi eu urmez cele prestabile. Pentru a ne monitoriza și pentru a ne asigura că intervențiile sunt corespunzătoare și sunt relevante. Nu cred sau îmi asum responsabilitatea de cel puțin de sectorul publican, nu am fost niciun cetățean care s-a locutat, care a apelat la consilier și a primit un răspuns sau a primit un răspuns generalizat sau un refuz. Doamna Zina, eu îmi cer scuză pentru această intervenție. Deci, vă întrerup puțin, de ce aici, doamna Zinaida, avem integral procesul verbal de la ședința Comisiei pentru Atestare și Autorizare Reprezentanților Municipiului Chișinău. Deci, procesul verbal este integral, nu sunt rupturi. Și aici este cum s-a votat. Dumneavoastră ați votat componența acestui Consiliu și respectiv ați semnat acest proces verbal. Deci, mie îmi pare foarte rău că doamna viceprimară de Ramura are, deci se pretinde a fi jurist și are studii juridice și menționează că un proces verbal că se convoacă adunarea generală a acționarilor cu următoarea ordine de zi. Aprobarea nouă redacție a statutului autocontract, alegerea organelor de conducere. Deci vedeți procesul integral și respectiv doamna Popa Zinaida este propusă în calitate de reprezentant și membru a Consiliului de Administrație. Nu poate fi și membru și reprezentat în același. Îmi pare rău că dumneavoastră are studii juridice, doamna viceprimară de Ramur, reprezintă o municipalitate întreagă, îmi este rușine pentru competența dumneavoastră. De fapt, toată echipa primarului este la fel de competentă ca și dumneavoastră. Da, vă rog frumos. Eu am făcut și o solicitare oficială acum o săptămână să-mi prezinte toate procesele verbale. Cât timp mai aveți nevoie? Spuneți, 5 minute. Haideți încă 5 minute oferim doamnei viceprimară de Ramură pentru show-ul pe care l-a planificat. Poftim, camera este acolo. Deci eu o să aștept, cu tot respectul, vă aștept 5 minute. Și să dați posibilitate tuturor colegilor să lucreze așa cum noi lucrăm în beneficiul cetățenilor. Pe când dumneavoastră, în loc să fiți la locul de muncă, să vă preocupați de, cum am zis, de acea bombă ecologică de pe teritoriul Moldei Expo care creează deranjamente, să vă preocupați de reparația străzii 31 august, să vă preocupați cu lucruri importante, nu să faceți show-uri inventate și contrare legii, așa cum faceți în cazul bugetului municipal, deoarece doar executivul este în drept să elaboreze și să propună organului deliberativ examinarea proiectului de buget. De aceea vă îndemn să finalizați acest show ieftin, deoarece toată lumea deja a înțeles că în afară de show nu mai puteți face. Doamna Gurdic, telefonul este la canal, că tot să iau din voastră. Am finalizat, am oferit posibilitate doamnei viceprimară de Ramură să finalizeze show-ul pe care l-a planificat, pentru că conferința și brief-ul nostru de presă a fost anunțat public și are acces orice mass media. Și îmi pare foarte rău, astăzi cu dumneavoastră împreună am constatat incompetența cabinetului primarului general. Nouă ni se prezintă, haideți eu să citez exact textul pe care dumneai, exact din cererea prealabilă, textul care a fost menționat în conferință. Să știți și din procesul verbal
verbal ca să nu iarăși. În cadrul căreia declară dumneiei că la finele anului 2019 organele de conducere ale societății pe acțiuni Autocomtrans, din care făceau parte foști și actuali consilieri municipali, actuali deputați din cadrul partidului de guvernământ, avem această listă a acestor membri din organele de conducere, printre care și Vasile Grădinaru, Zinaida Popa, Roman Roșca și Cojuhai Roman au inacționat, adică aceste persoane nu au întreprins nici o măsură de protejare a intereselor societății în scopul restituirii datorii sau convertirii acesteia în acțiuni. Ziceam că Consiliul deținea 58 de acțiuni, iar dacă organele de conducere acționau și converteau această datorie, Consiliul Municipal urma să dețină 98% de acțiuni. Aceasta a fost declarația, este publică, poate fi probată. Vreau să vă informez, stimați chișinăuieni, că decizia instanței de judecată cu privire la validarea mandatului nostru și al meu de consilier a fost în data de 15 noiembrie 2019. Dumnezeu declară că în 2019 eram membru în Consiliul de Administrare și în organul de conducere. Acum, continuăm mai departe. Așa cum au mințit aceste persoane, continuă să mintă și acum în fața dumneavoastră, pentru că altceva nu pot să facă. Îmi pare foarte rău că sunteți martorii acestor falsuri și dat fiind faptul că aceste falsuri, anume din această aripă a primăriei și acestei clădiri, iese anume aici, o să restabilim adevărul. Deci eu vă aștept în instanța de judecată, doamna viceprimară, și o să ajungem... De ce nu restabilim aici adevărul dacă nu vă este frică de el? De ce încercați doar să faceți show, dar nu vă bazați pe acte? Este un proces verbal, este un act administrativ care a fost semnat de către dumneavoastră privind componența organelor de conducere a societății. Ce puteți spune pe marginea acestui fapt? Cum dumneavoastră infirmați că nu v-ați aplicat semnătura? Acum continui să dezmint falsurile, pentru că am făcut și eu o solicitare către Direcția Managementul Financiar acum o săptămână, încă nu am primit nicio informație de la ei și am solicitat următoarele, copiile proceselor verbale cu privire la toate ședințele Comisiei pentru Atestare și Autorizare. Această comisie este permanentă a Consiliului Municipal Chișinău. Totodată am solicitat și toate copiile a proceselor verbale de la adunările generale din 2019 până astăzi ale societății pe acțiuni Autocomtrans. Eu aștept să mi le prezinte, fiindcă nu. Dumneavoastră, aplicare semnăturii dumneavoastră și atunci privind când... componența organelor de conducere. Îl aveți. Nu trebuie să mai așteptați. Îl aveți. Da. Și atunci când menționez despre incompetența cabinetul primarului, când vorbesc despre incompetența cabinetului primarului, îmi pare foarte rău că ne conduce astfel de cabinet, fiindcă nu este suficient doar un proces verbal a unei comisii care deleagă. E nevoie să fie un proces verbal în care ești delegat și votat de către pachetul majoritar acționar. Respectiv, dumneavoastră nu are cum să-mi prezinte acel proces verbal, pentru că eu nu am fost niciodată desemnată în calitate de membru în organul de conducere al ASA Autocomtrans. Ne-ați afirmat că acel proces verbal este un fals? Eu afirm că dumneavoastră nu aveți astăzi nicio oportunitate și nicio probatoriu ca să demonstrați că eu am fost votată de către adunarea generală. Pentru că este eu nu am document, fost doamna, niciodată. Dumneavoastră prezentați, dumneavoastră prezentați un proces verbal. Haideți să vorbim și despre procesul verbal care dumneavoastră cu atâta vehemență vorbește și care o să dezmintă oricum până într-un final, pentru că sunt niște acuzații false. Este un proces verbal care e scris în primul rând de mână, data, da? Este de mână. Noi nu știm exact când a fost, că și eu mâine pui mâine pot scot un proces verbal și să scriu de mână și să pun o semnătură. Este din 2020. Vreau să afirm că dumneiei a afirmat că în 2019 nu am acționat, am fost în organele de conducere. Pentru asta o să răspundeți, doamna viceprimară, pentru că dumneavoastră sunteți juristă și știți. Pentru că în acea conferință de presă, în acea conferință de presă, tocmai s-a înrușit cartea dumneavoastră, pentru că era rușine de aceste falsuri, pentru că anume în această clădire, anume în această aripă a clădirii, au fost date indicații
ca dumneai să vină cu acuzațiile făimătoare și vă răspunde. Pentru asta am înaintat o cerere prealabilă și chiar vă rog, voi înaintez aici, poftim, iată voi înaintez aici, dumneavoastră, poftim, iată eu vă mânez cererea prealabilă, faceți cunoștință cu dumneai și aștept un răspuns, iată și copia buletinului, poftim, nu mi-ați dat răspuns. Luați în integral, vă rog, cererea prealabilă, este și buletinul meu de ITIN. Oficial, iată, este probatoriu. Și eu v-am răspuns la cererea prealabilă prin înmânarea unui act administrativ, da, din care rezultă că dumneavoastră este suficient. Am fost delegată de către Primăria Municipiului Chișinău. Mulți sunt delegați, dar asta nu înseamnă că adunarea generală aprobă. Organul suprem a unei societăți pe acțiuni este adunarea generală, apoi Consiliul de Administrare și pe urmă administrator. Îmi pare rău că dumneai are studii juridice și nu cunoaște acest lucru. Este regretabil acest fapt. Mie mi-este rușine să fie o viceprimară care nu cunoaște legea. Este rușinos și îmi pare foarte rău, de aceea o să răspundeți conform prevederilor legale în fața legii. Îmi spuneți încă cât timp mai aveți nevoie pentru ca să faceți show. Eu sunt în programul meu, eu sunt la ușa delegației. Da, iată, eu o să finalizez cei ce mi-am propus. Eu sunt la locul meu de serviciu. Ok. Mai aveți intervenții? Poftim. Mai aveți intervenții? Show? Așteptăm o delegație. Mai aveți nevoie de intervenții? Toată ziua sunt la serviciu, doamna Popa. Anume aici pe coridor toată ziua. Aici e ușa biroului meu. Spuneți-mi cât timp mai aveți nevoie ca să finalizați și eu vă dau, poftim, această ocazie. Cât timp aveți nevoie? Bine, așteptăm 5 minute, dumneiei, dacă are atât nevoie de timp, poftim, camera va aparține, continuați show-ul. Poți să dai și microfonul. Da, poftim și microfonul, doamna viceprimară, iată, camera vă așteaptă, poftim. Popa, din păcate, o să faceți show-ul în urmă. Dumneavoastră, poftim. Noi deja am văzut... Am văzut ce face dumneavoastră, în loc să vă preocupați, suntem martorii cum intenționat nu vor să răspundă și au indicații de a acuza oameni, respectiv eu v-am înmânat cererea prealabilă. O să răspundeți la ea foarte bine, înseamnă o să fiți, nevoită să dezmințiți informații. Dar ilegale nu primim. Ceea ce spune dumneavoastră în conferință este ilegal. Este ilegal. Faceți în raport cu strada 31 august. De ce nu organizați aceste conferințe de presă pe holurile pentru că biroul dumneavoastră este pe holurile exact ministerului, ca să cereți raport în raport cu strada 31 august. Așa cum am menționat, astăzi am înmânat viceprimarei de Ramură cererea prealabilă cu privire la dezmințire și o să mai citesc încă o dată textul dezmințirii pe care se propune a fi. Eu, Irina Gutnic, așa urmează să fie dezmințirea, eu, Irina Gutnic, dezmint informația esențialmente falsă și defăimătoare și acuzațiile răspândite prin conferința de presă din ziua de 26 iunie 2026 la adresa doamnei Zinaida Popa. Eu, subsemnata Irina Gutnic, cer scuze publicele de la doamna Popa Zinaida pentru distribuirea informației false și acuzațiilor nefondate și abuziv aduse. Toate bune, așteptăm acest text de dezmințire ca să fie rostit de către doamna Gutnic. Toate mulțumesc, bune! Doamna Popa, eu, Irina Gutnic, nu dezmint.